Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor, Tanțo, și-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu finanțat din PNRR. Proiectul aferent investiției 3, dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării din cadrul componentei 3, Managementul deșeurilor din PNRR, contribuie la împlinirea reformei 1. Bunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor, în vederea accelerării tranziției către economia circulară. Proiectul cu o valoare totală de 13 milioane de euro, fără TVA, are în vedere dotarea cu noi echipamente până la finele anului 2024 a celor 43 de comisariate județene ale gărzii de mediu. Aceste echipamente vor fi folosite pentru activități de monitorizare și control al gestionării deșeurilor pentru a se asigura creșterea gradului de transabilitate a deșeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deșeuri și implicit reducerea cantităților de deșeuri transportate ilegal, a declarat ministrul Tanțoș Barna. Astfel, prin acest proiect, se vor achiziționa următoarele echipamente: un sistem integrat TIC care va de serviciilor 43 de comisariate, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 271 de camere video de bord, 16 vehicule aeriene fără pilot, 8 vehicule utilitare echipate cu comunicații radio pentru transportul echipamentelor de monitorizare, 709 camere video portate pe corp. Implementarea acestui proiect va conduce la creșterea numărului de controle efectuate de comisarii gărzii de mediu, dar și a eficienței, dar și a calității acestor acțiuni. Una din țintele propuse prin proiect este ca până la finele lui 2025 să fie efectuate primele 400 de misiuni de monitorizare și control cu echipamentele achiziționate.